No, bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la nouă serie. De asta zice o serie de Raw Total Edition, joc original după care este luat și WWE Impact-ul, ăla pe care am vreo 5 episoade cu el. Hai să băgăm un match, să vă arăt cum este acest joc, dacă vă place mai mult decât WWE Impact, o să filmez jocul ăsta. Dacă nu, rămân la WWE Impact. Hai să scot Raw break-ul pentru că n-am chef să stau să-i trag ring ca să le dau manevra. Bun, hai să vă arăt cu ocazia asta ce superstar sunt. Mare parte sunt superstar de prin 2007-2008 din SmackDown, Raw și ECW. Superstarul precum Bobby Lashley, Jeff Hardy, Matt Hardy, Boogeyman, Booker T, mă rog. Deci ați văzut așa rapid cam ce superstaruri sunt. Hai să vedem cu ce superstar să joc. Unul cu care să-mi placă ce manevre are. Să joc cu Edge. Hai că băgă un match cu Edge, superstarul necenzurat împotriva lui. Edge contra Kali. Nu știu de ce v-am chef să fac cu match-ul ăsta între două superstaruri total diferite la capitolul manevre, dimensiune, gabarit și toate cele. Intra e superstar necenzurat, Edge un superstar foarte bun, are manevre super bune, dar din păcate nu mai e în WWE. Acum intră Kali, indianul sau cel din țara unde vin strămoșii țiganilor, mă rog. Cel mai înalt wrestler din WWE, din toate timpurile mi se pare, Kali. Nu știu, Big Show, ăsta mi se pare că are 2,30 m, parcă Big Show are 2,20 m. Și Undertaker are și el vreo 2,10 m, parcă Kane 2 m și ceva, mai mult și vreo 11 cm pe acolo. Mai era unul pe la al doilea sau al treilea meci al lui Undertaker la WrestleMania, care era mai era mare, dar sincer nu mai știu cum îl chema. Și îl bat aici pe Kali de-i suna apa în cap. Mai băgăm un taunt. Mi se pare că din colț de aici am manevrat de final. Hai să întoarcem. Bun. Spear. Avem spear. Spear. Hai că-l bat pe ăsta cum l-am bătut și pe Brock Lesnar cu Roman Reigns. Exact ca atunci s-a întâmplat. Numai că a fost altfel unghiul din care s-a văzut. Bun, l-am bătut repede pe Kali, se pare că Edge este un wrestler foarte bun și chiar așa era și în altate echip, că aici în joc arată cam urât, nu știu de ce. Prea puțin a ținut meciul ăsta, evident că mai filmez unul, ce dracu. Și am băgat jocul pe normal pentru că n-am avut chef să joc pe hard, pentru că dacă îmi puneau vreun pin, nu mai puteam să ies din el. Asta și pentru că nici la ei n-avea efect pinul și îmi creștea momentul un greu. Hai să mai băgăm un match. Ăsta e pe normal, joc episodul următor, că o să mă obișnuiesc cu jocul în sine, o să joc și pe hard, la dificultatea cea mai mare. Mi-e cam greu să mă obișnuiesc cu jocul ăsta pentru că se mișcă foarte încet superstarul, sunt mai lente față de jocul celălalt, nu știu de ce, dar se mișcă ele mai încet. Bun, hai să mai băgăm un match, ajunge cu vorbăreala, băgăm tot așa fără submission, fără road break. Ia să jucăm cu un wrestler mai masiv, acum așa cu un wrestler mai agil, hai să găsim pe unul mai masiv. John Cena. N-am jucat niciun meci cu John Cena. Hai, jucă un meci cu John Cena, ce dracu. Împotriva lui Randy Orton. Meci de WrestleMania, de toate pay-per-view-urile. Un meci de care, pe care mulți am văzut de-a lungul anilor, în diferiți ani. Se pare că cel mai lung meci trece de a ținut o oră, mă rog. Cena cu vechea sa intrare pe când era mini-rapper. Mă mir că nu l-au băgat și cu lanțul ăla de legat cățaua. Și cu tot cu lacăt, vedeți și Titan-tronul ăla sau Titan-tron sau cum căca se zice imaginea aia pe fundal de acolo, mă rog. Intră John Cena, acum intră și Vipera, Apex Predator. Sper că am Apex Predator așa, Randy Orton. Aici n-avea tatuaj și avea vechea sa melodie, la fel și John Cena avea melodia aia cu World Life și nu cu My Time Is Now. Nu stau să vă cânt acum, că sigur o să fugiți toți de pe canal, să vă dezabonați și cel mai probabil o să mă ștergeți și din istorie. N-am voce de cântat deloc. N-am voce, ureche muzicală, toate astea nu sunt de mine. Bă, gamea și ce le întoarce, bă, dar masiv mai e Randy Orton aici față de Cena. Bă, dar mișto Adidas și lui Cena. Seamănă cu Adidas și pe care i-am băgat lui CJ în GTA San Andreas. Bine, de parcă îl găsești pe CJ în alte GTA-uri, dar mă rog. Ce manevră avem de aici? Se ferește ăsta? Sărim! Am zis că sărim! Am zis că sărim! Sărim și nimerim, bă, dar
Deci, eu l-am nimerit pe ăsta cu genunchiul număr și tot el se ridică primul. Băgăm ea și... No, 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 no. Dă-mi asta încoa, dă-mi asta încoa. Dacă dau aici, Norton se sature. Hai, ridică-te. Hai, ridică-te, Johnny. Poc. Bun. Băgăm ea și dă ăsta. Du-te, bă, ce mi-am întors. Bă, dar uita mai pieptoare Randy Orton față de Cena. Cena aici e minuscul pe lângă Orton. Bine, chit că Cena nu era printre cei mai masivi wrestler când a debutat în WWE. Chit că totuși a debutat pe la încep, pe la 2002-2003. Nu știu pe când a debutat. Dacă e așa, jocul e de prin cu Superstar din 2007-2008. Trebuia să fie o leacă mai masiv. Bine, nici acum Cena nu este printre cei mai masivi. La ele doar mușchi, nu e deloc grăsime și asta e numai mușchi. Dar chiar și așa, sunt superstari mai masive ca Cena, cum ar fi Mark Henry, deși el e mai mult gras, Brock Lesnar, Triple H, parcă e ăla cu mai masiv. Bine, acum Triple H a mai îmbătrânit. Kenny era cândva dintre cei mai masiv wrestler, dar acum are mai mult sân și burtă. Nu știu de ce, dar pe măsură ce îmbătrânește ăsta, devine în ce mai gras și mă bate Orton de sumna apa în cap. De ce presim că pregătește acum un archeo? Dă-te, rec. Na, hai să facem aici un taunt. E, nu știu ce, de ce dracu nu ridică? De fapt, stai că nu ridică alea trei degete, că are taunt, are gimmick-ul său vechi. Și acum îl vezi că îmi pune pinul și mă bate, ia. Roll up. Ne. De ce dracu am pus pe pauză, nu știu. M-a făcut de data asta Orton. Deci un meci câștigat, un meci pierdut. Bun, așa. Și acum ce mai prea să ziceți că sunt varsă la jocul ăsta, nu e ca și cum de-abia mi l-am luat. Mă rog, cam așa am pățit și la LOL, de-abia mi l-am luat pe varul și ziceați unii că sunt praf la LOL, nu știu ce, deși... Nu știu de ce unii cred că eu filmasem un... făcusem un live stream și era rezumat și jucasem rachid. A fost mișto totuși ce au crezut unii de la meciul de LOL. A ținut puțin și meciul ăsta 2-3 minute, nu m-am uitat la cât a zis acolo. Mai băgăm un meci. Deci cu John Cena nu prea știu să joc. Mai băgăm un match cu un alt superstar. Scoatem Raw Break-ul și Submission-ul. Hai să vedem cu cine să mai jucăm pe aici. Stone Cold Steve Austin. Da, jocul Santino mare la cup. Deci tipul ăsta cred că e măscăriciu companiei. Să-mi va piciorul. O, hai că băgăm un match cu Undertaker împotriva lui Hornswoggle. No, 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 no. Deci nu, CM Punk, ia. Chris Jericho, ne, ce a Bugherero, Boogeyman. Hai mai bine împotriva lui Big Daddy. Să fie doi restre tot așa mai mari. Bine, Kid Kander de că mai mult înalt și Big Daddy-s mai mult țițe la el, dar mă rog. Deci ăsta e atât de gras încât are țițele mai mari decât al lui Mia Khalifa, dar mă rog. Vedeți acum cât de gras e tipul ăsta. Bine, nu prea e foarte gras aici în joc, dar uite cum ia tărnășuncile. Lui ăsta îi trebuia sutien să-mi bat piciorul. Vreo 3 sutiene pentru fiecare colac de la colo cel care atârnă. Hai să sărim peste atât ce se mișcă. O să ne jucăm cu el, bine, chit că nici Undertaker nu este cel mai rapid wrestler. Are viteză ceva, dar obosește repede că e bătrân săracu. Are în joc aici avea 40 și ceva de ani, 42-43, că e mai vechi jocul. Acum are 51 aproape. Da, mă rog, nu știu câți ani are Big Daddy ăsta, dar chiar și așa. Mi se pare că ăsta a murit, de fapt, dar mi se pare că ăsta a murit de inimă. În general, cam wrestlerii ăștia mari și masivi au murit de inimă, nu știu de ce. Probabil că fiind mari, grași, nu știu ce, trebuia să depună inima mai multe forțe, le pompeze sânge și le-a cedat. Chit că mult sânge mai este depozitat în sprindă. Hai că învățați într-un videoclip cu WWE, cu wrestling, învățați și biologie, ce vreți mai mult de atât. Ia bă, de aici o masă, băga mea și... Mi-a întors aici manevra. Mamă, ce-a sărit ăsta. Ia de aici un big boot recu. Bă, dacă am încet e Undertaker totuși. Bine, cam jocul este în ce nu știu de ce, dar nu prea are game speed mare jocul. Bun, hai că ajunge cât i-am dat aici în el. Poc. Hai să băgăm și un taunt. Agităm fanii. Bun, facem taunt-ul pe care îl face și Chris Benoit și Kane și mai mulți. Poc. Intrăm în ring. Să vezi ce repede îl batem și pe ăsta. Ia. Hai că vreau să îl arunc în corzi și să-l prind de aici. Ce are mă de nu l-a prins? Ieși mai afară. Hai că-l batem în afară atunci. No, 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 no. A, băga mea și... Nu l-am prins atunci, că mi se pare că îl prindeam un chokeslam și îl băteam. Mamă, deci să-l vezi pe unul...
pe orice rese din WWE că ridică pe unul mare cât Big Daddy ăsta. Cred că tipul avea peste 200 kg la ce dita mai șuncile are pe el. Bine, evident, are și ceva musculatură, că n-a, așa în WWE fac și sală cât de cât. Nu sunt doar grăsime ăștia giganți, gen Big Show și ăștia. Mai ridică și ei de fiare, nu? Sau se duc la McDonald's sau la șaormele și bagă în ei până nu mai pot. Hai să-l prindem! Chokeslam! Poc! Să vină pinul. 1, 2, 3. Undertaker câștigă. Bă, deci, mai pierd cu Johnson, dar cu Undertaker nu pierd Nake. Undertaker, cel mai tare superstar în toate timpurile. Părerea mea și a multor altora. Oho, pleacă cu motocicleta. Nu mai amintesc că asta să fi venit gen Deadman cu gimmick-ul de Deadman să plece cu motocicleta. Cred că au vrut așa WWE să combine. Dacă era așa, trebuia să-l facă cu batic de ăla la cap, cum venea pe vremea când era mai badass. Cu gimmick-ul ăla badass. Și pleacă și Undertaker. Ia mă, a ținut mai mult de 2 minute meciul ăsta. Mai bag un meci. Dacă... țin puțin meciurile aici. Bă, poate mai ne făceam un turneu King of the Ring sau... poate un de-asta pentru o centură, ceva. Las că fac data viitoare. Scrieți comentarii dacă vreți să fac un turneu rege ringului sau de-asta turneu pentru titlu și să-mi ziceți cu ce superstar să joc. Mă rog, hai să... mai băgăm un meci, că este prea scurt episodul, că au ținut puțin meciurile. Din nou fără Submission și fără Rope Break. Am jucat cu Cena, am jucat cu Undertaker, am jucat cu Edge, hai să mai jucăm cu un superstar de-asta mare. Să joc cu Stone Cold, nu știu ce să zic, să joc cu Triple H. Ia mai bine să joc cu un gigant, mai bine. Cu unul mai gras așa. Bă, dar Big Show nu e? Ce dracu, nu e Big Show? Nu e Big Show, firar el să fie. MVP, Randy Orton, hai să joc cu Shawn Michaels, Kali, Hai că joc cu Stone Cold. Împotriva lui Triple H. Îmi amintesc că odată au avut ăștia meci în cușcă la Armageddon 2000. Atunci au fost și Undertaker, și Kurt Angle, și Ricky, și au fost mai mulți atunci. Și pot spune că din ce mi-au aminte a fost un meci dezastros pentru Triple H și au o bătaie la greu. Uite, aici vine Stone Cold. Bă, dar urât mai e Stone Cold în jocul ăsta. Arată mai fain în WWE Impact 2030. Băga mea și picior și acum intră The Game Triple H. Sau Hunter, nu știu cum îl chema la început. Bun, hai că băgăm un taunt, iar celălalt taunt care... hai bă, n-arată muie. De ce n-arată muie Stone Cold? Un Stone Cold care să n-arate muie la adversar e ca o zi fără soare. E ca un Triple H fără plete, cum e acum, adică un căcat pe băț. De fapt, un căcat la costum, mă rog. Era șmecher Triple H așa cu plete, dar fără plete... nu știu, ca un Undertaker fără barbă sau fără tatuaje, ca un Randy Orton fără tatuaje, ca un Big Show fără 200 de kg pe el, ca un Big Daddy fără țâțele alea ale lui mai mari, ca Lumia Califa, sau ca un GTA fără sânge în jurături și mașini ciordite. Ieși mă în afara ringului, băga mea și... sau fate ăsta, treci bă... ia mă, l-aruncăm în... a, în curs l-am aruncat. Ia mă, ce manevram de aici? Bă, dar în ce se mai mișcă și Stone Cold? Ia, l-am dat pe spate. Are Stone Cold salt? Cred că are un double X. Da, un double X are, dar l-am prins. Mai băgăm aici un taunt. Un genunchi în bot, exact cum dă și Triple H. Arată mișto Triple H în joc aici, n-am ce zice. Un pic am ciudată culoarea bărbii față cea părului, dar mă rog. Tot arată mișto Triple H aici, decât cum arată acum fără plete. Deci, serios, frate... una din cele mai mari greșeli de gimmick, costum, cum dracu s-o zice, din istoria WWE, Triple H fără plete. Și Undertaker fără plete nu e, nici Undertaker fără plete nu e chiar așa nașpa. Chiar era mișto creasta aia, bine eu zic, era mișto creasta, fiindcă așa mi-am făcut și eu creasta asta vară, m-am dus și eu creasta aia, că de ce nu, și apoi m-am dus ca John Cena când a început școala. Și acum, nu știu cam cum să vezi, cum am părul, am ceva gen scurt, dar pe mijloc eu mi-l ridic și arăt ca Miz. Ca să... ia mă, ce manevră avem aici. Adio, moștenitori. Bun. Hai să dăm acum stunner-ul. Poc. Stunner. Adio, Triple H. Adio. Pinu. 1, 2, 3. Un meci de 5 stele. N-am ce zice. Chit că a durat și ăsta cel mult vreo 2 minute. A fost un meci frumos.
7 meciuri am jucat, vreo 4 meciuri am câștigat 3. Nu erau. Opa, hai că avem ceva și animație. Ia mă, arată muie. Un Stone Cold care n-arată muie ca o zi fără soare. Așa cum ia toate colțurile la rând. Mă rog. Deci cam asta a fost și acest episod. Primul episod pentru această serie. Eu sper că v-a plăcut. Dacă vreți să continui seria asta, scrieți în comentarii niște meciuri și astea. Nu sunt alți youtuber care zic dați like cu continuare, că altfel nu mai filmezi nimic nou. Scrieți comentarii ce meciuri vreți. Simulări pentru meciuri mai vechi din istorie sau să fac un meci pentru titlu, un turneu pentru titlu. Să-mi spuneți pentru ce titlu, Statele Unite, WWE, categoria grea, titlul Adive, bine, glumesc, nu e titlul Adive aici, dar mă rog. Și cu ce superstar să joc, evident. Și dacă vreți, crești și superstarurile care le-am pe celălalt joc, le pot crea. Mă rog, hai că am lungit-o prea mult, nu mai încape în pantaloni, iese prin șliț. Cam asta a fost și pe acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste. Dați cât un cap în gură mai... hai că mă bubi. Cât un cap în gură, butonul de videoclip, mai puțin ăla cu degetul în jos. Ăla are ciumă, să nu-l atingeți. Și nici pe ăla cu steagul. Și cam atât. Până data viitoare, ciao les!